Salutare, e o nouă zi de trișat și astăzi am să mănânc de ce mi-era foarte de mult poftă. Eu, simplu, acum în timp săptămâni fac o dată pe săptămână, astăzi e vineri și mănânc așa mai puține glucide în timp săptămâni și grăsim și acum mai poftă și de grăsim și de glucide mai multe. Și da, am să încep cu vreo câteva feluri de paste, dar clar că n-am să le mănânc toate la o masă, pe rând am să le iau la fiecare masă. Și am să spun, să mă gândesc cu ce am să încep. Am să încep cu asta, cu paste de chili muștar și miere de albini. Ele sunt dulci. Și cu acestea am să încep. Acestea sunt paste cu maioneză, șuncă, piept de pui. Șuncă, piept de pui, paste, maioneză, asta e tot. Asta pentru că e sărat, asta e foarte dulci, pentru că e cu miere de albini. Așa arată primele două cu care am să încep. Aici sunt 250 de grame în pătrățele și aici e una lungă care deja pe urmă am să spun cu cei. Să le încep pe rând. Aici se vede șunca afumată și piept. Mai și niște ierburi. E sărat foarte gustoasă, îmi place. Aduce afumat de la șuncă și maioneză, tot se leagă. Foarte mult îmi place acest stil de paste, 9 din 10. Și acum miere de albini, chili și muștar. Acestea tot sunt pe 9 din 10. Un pic iuți, dulci. Foarte gustoase. Apropo, caserola asta toată are 1,8 kg, am cântărit-o. Foarte gustos. De mult n-am mâncat așa ceva. Și că să fie jumate de caserola, am să mănânc și partea asta și restul 3 gusturi pe următoarea masă. Asta sunt niște sui chili noodles, stăiței din ou cu ardei iute roșu cu morcov, un pic de ardei gras roșu la fel văd și cu zahăr. Sunt dulci. Așa ca la desert asta iesc, pentru că într-adevăr zahăr aici e serios, cu sosul cum se lipește. Și miroase chiar a dulci. Tu e ca miroș, simți parcă miroși o ciocolată. Foarte mult îmi plac tăiței din ou. Nu doar din făină care sunt albe, aceștia sunt galbeni, se vede. Foarte, foarte gustos, 9 din 10, ador. Ador așa. Chiar mi-era poftă și foame de așa mâncare. Pur și simplu, când ești la masă, când mănânci așa, e ca ceva de genul, în timp săptămânii, ești ok, mănânci altceva, dar cum mănânc puțini glucide, chiar foarte puțini, poți mănânc doar două pătrățele de acestea, de ceva, niște cartofi dulci și la fel poate niște tăieței, ceva de genul, dar nu paste grase, nu nimic, în rest legume, numai și carne. Și acum, într-adevăr, gusturile, simt chiar. Ca să fie treaba mai bună, eu mai am ca așa ceva, sweet chili dip, asta și este sosul în care e făcut toată asta. Dacă fie și mai dulce și mai gustos, am să iau și am să mai adaug niște sos, să fie mai puternic gustul. El e ca așa arată, e cu așa e de gros pentru că e tot doar zahăr și e lipicios. Și aici este și chili și tot. Wow, cum arată. Acum o să fie și mai gustos. Asta e tot pe masa asta. M-am săturat. Ne vedem deja la următoarea. 2 hours later. Deja e amiază și continuăm să mănânc acestea 3 unități care mi-au mai rămas. Am să încep cu asta. Eu am mâncat paste cu maioneză, șuncă, doar că acolo era piept de pui. Aici, în loc de piept de pui, e cașcaval, da? Chicken bacon pasta. Așa arată, cum vedem cum e. Șunca arată binișor, așa e. Interesant, dacă e afumat sau nu, mi se pare că da, după cum miroase. Și cașcaval, plus eu am adăugat cașcaval încă mai mult separat. Am adăugat cheddar maturat, încă bucățile acestea, am adăugat eu. Pentru că aici, în interior, e red lei acesta roșu. De mult n-am mâncat, minim jumătate de an n-am mâncat așa ceva. Cu maioneză, pur și simplu, mă ferem de ea. Foarte gustos. Chiar îmi place.
Aceia care era cu piept de pui era un pic mai gustoasă și mai sărățică, acolo parcă ceva ierburile cele mai dădeau, dar și asta nu era, dacă aceea era pe 9, asta pe 8 jumate. Următorul fel am să mănânc cartofi dulci cu stafidi. Acestea negri sunt stafidi, acestea nu știu în română cum se zic, sunt un fel de pămșoare roșii, red currant, ceva genul, și mai sunt abricoși uscați. Primesc 3 fructe uscate. Dar cartofii dulci sunt cuptor. Și toată combinația asta e încă mai dulce de la fructele acestea uscate. Că și cartofii dulci singuri sunt dulci, dacă sunt copt. Da, asta e bun. Bun rău de tot. 8,5 din 10. Și ultimul fel, spicy chicken pasta. E maioneză cu praf de ardei roșu, chili și piept de pui. Așa arată, e un pic cute. Ar trebui să fie dacă e spicy, ca cum erau și precedentele. Deja la fel maioneză, ele în toate au ceva comun. Toate parc spicy, toate parc au o sursă de carne, maioneză, dar la gust sunt toate diferite, oricum, cum ne-ai dat. Chiar dacă așa la prima impresie, știu că se aseamnă, știi, parcă cu maioneză, pasă, nu. Dar se simt că e un pic iute. Praful acesta e de chili. Chiar e iute. Asta e pe un 7,5 din 10. Din toate pasele cu maioneză, asta e cea mai rea. Nu e rea, dar pur și simplu acelea erau mai gustoase. Și în sfârșit ați termin caserul ăsta. Primești un kilogram 800 la 2 mese. 2 ore au trecut la masa precedentă. Destul de minișor, așa, în 2 mese am împărțit eu. O ieșit ceva de mâncare. În schimb, am sturat și m-am simțit făcut, chiar mi-era foame de muream. După pasta aceea iute, vreau ceva dulce să-mi treacă. Și am așa o bară, Salted Caramel Crispy Bar, așa e scris. Și acum își vedem după descriere mai concret ce-i. Avem cereale de orez expandat cu caramelă și ciocolată de lapte și decorat cu ciocolată albă. Se primește că ea ca tot rândul acesta e ciocolata cu caramelă și cu cereale. De fapt, nu, e ciocolată cu cereale și ea că aici vine un rând așa de caramelă și deasupra ciocolată deja. Așa arată. Și ar trebui să fie crocant și gustoasă, să vedem. Dar miros turbat. Deasupra caramela e moale. Aici e crocant. Un pic mai tare. Gustos rău de tot. 9 din 10. Turbat. Asta e tot pe masa asta. Eu am mâncat prima masă, am muncit. La muncă, pe cum se vede. Și după masa deja a doua, m-am încărcat. Azi am antrenament de tras, pull, cum se spune în engleză. Am biceps, spate și umărul din spate. Așa că ar trebui să margă binișor după atâta mâncare. Sunt acasă la ultima masă deserturile de seară, nu trageți atenția la tot haosul din spate, pentru că m-am mutat și încă sunt în proces, mi fac reparații, încă toate bagajele sunt pachetate, așa că asta este. De aceea că am trecut și acesta afară, mă stăruiam undeva să-l filmez, dar nu contează. Am Halotop, de obicei face cu un dulcitor fără zahăr înghețată, dar acum a ieșit seria de platină, care deja e ca înghețată obișnuit cu zahăr, da? Și ele sunt mai multe, dar cu prima am să încep cu asta, de data asta am luat doar una, Triple Chocolate, e cu ciocolată triplu de zdem ce au în vedere, înghețată de ciocolată, cu Fudge Swirl, are ceva, un sos în interior de Fudge, bucăți de coptură de ciocolată, ok, să vedem cum e, e așa, neagră, desigur, și miroasă la fel corespunzător. Facem un test. Mie, de obicei, înghețate de ciocolată pură nu prea îmi plac, nu sunt cu bucăți de ciocolată, dar nu toată neagră.
Dar încă m-am luat-o sub gust, pentru că nu aflu până nu gust. Și oricum asta nu e doar pe apă sau pe îndulcitor, e făcută din frișcă, ca înghețată normal și că nu e gustoasă. Deci astea sunt bucăți de biscuite. Cake, mai corect spus, nu-i biscuite. În cazul ăsta e ciocolată. Frișcă înghețată, dar e ciocolată, bucăți de ciocolată plus bucăți și de biscuiți. Nu-i rea, din cel negru nu-i cea mai rea asta. Dar oricum, 7 din 10, un pic amărui, dar nu tare. E ok, e ok. Și terminăm tare desigur cu dulciuri doar ciocolate. Nu știu, în timpul zilei parcă mâncare, acum nu mai vreau nimic să mănânc, cine știe ce. Doar ceva dulce. Am așa o bară destul de naturală, Meridian Peanut and Coconut. Așa de cocos și al lunii. Ce avem al lunii? Un pic de zahăr. De fapt, nu, rice malt, orez. Cocos 20%. Suc concentrat de struguri. Orez, făină. Ok, dar dulceața din ce se ia? Din n-am idee din ce, adică asta e dulce. Nu văd zahăr să fie foarte straniu, ok. Nu știu că azi e o bară așa mai sănătoasă, cum s-ar spune. Să văd și pe asta. Dar miroasa lunii de strașnic. Așa arată. Alunile. Fructe. Mare. Credeam că alunile să fie întregi cocante, dar o să ai musariu. E dulce, dar doar un pic. Nu tare. Nu cine știe ce de arahide, de obicei lucrurile sunt mult mai gustoase. Un 6 din 10 și încă și un pic amărui aduce de la untul de arahide sau nu știu de la ce. Cocosul mult de răgumat. Nu cine știe ce. Trecem la următoarea bară. Apropo, eu pe drum acasă de la antrenament până am mâncat toate acestea, am mai mâncat o gustare, am mâncat un pătrățel din napoletane, niște trei bare subțiri de susan, două cupe, nu cu un de arahid, dar cu un de alune, mi-era interesant să le gust, și un ou de caramelă și un croissant. Asta eu am mâncat așa pe drum rapid, dar nu e cine știe ce, pentru că una din lucruri care le-am mâncat o am și aici, că am luat două. Avem o bară super de cocos, coconut, ceva, ciocolată neagră cu umplutură de ovăz și de cocos, așa e scris, cel puțin. Hai să văd și pe asta. Apropo, asta sper că are ceva zahăr dulce, nu știu. E scris pe primul loc cocos, zahăr, cacao, unt de cacao, masă de cacao. Adică nu e ulei de palmier și este prostiilor, o văz, e binișor. Da? Miroasa ciocolată neagră. E moale, nu-i tare. Are o împlutură. Cocos. Ciocolată neagră. Dulce un pic amărui, cocos, nu-i rea. Nu-i rea. 7,5 din 10. Următoarea bară din napoletane. Așa arată. Exact de asta am mâncat pe drum. Când cândva de mult am dus la cineva într-un video și am vrut să gust. E o bară. Așa mă uită. Trebuie să o deschid. Deschisă deja să o discut, că e destul de interesant arată. Asta e partea albă. Aici de desubt e neagră cu ciocolată. Apoi avem un rând de ciocolată napoletană și un rând de cremă albă. Se primește că e neagră cu albă, ca un fel de zebră iescă. Totuși bine, cu gust de alune asta neagră încă. Foarte gustos miroasă, wow. E turbată, de subt încă e cu ciocolată. Asta e 9 din 10. Din dulciuri de astea mai dulci, gen ciocolate, napoletanile, e ca așa ceva, foarte mult îmi plac. Mai am încă o bară din napoletană, așa arată-i. Sunt
primești că e umplutura crema din interior, e ciocolată neagră și aluni. Napolitană vine și cu ciocolată neagră de jur împrejur. Ciocolată neagră nu s-a mător cel mai mare de ea, da. Asta, după descriere, e turbată. Umplutura, ciocolată napolitană. Nu e rea. În 7,5 din 10. Dar vreau să fie mai multă napolitană. Aici umplutură mai multă. Oricum nu e rău. Mai am niște ciocolate interesante care le-am cumpărat, care sunt într-un fel cu mai multă proteină ca ciocolatele obișnuite, care aproape zero proteină. Eu am gustat de la Mars și Snickers, să văd față de originale și nu e așa de rău, diferența nu e așa de mare. Și acum o ieșit de la alte branduri, la fel, cu cuvântul protein, da, adică într-un fel nivelul de proteine mai ridicat și m-am uitat, e cam ca aceeași ciocolată, un pic acolo poate grăsimile sunt mai scăzute și proteinele sunt mai multe, ca cam asta e locuit. Era așa bară, fără arahide și cu arahide, cu arahide am luat. E ciocolată de lapte, caramelă, cereale de orez și arahide. Destul de interesant, dacă vreau să numești Boost de la Cadbury. Asta știu precis că trebuie să fie gustoasă, după așa descriere n-are cum. Cum miroase. E așa ca un degete. Caramelă, arahide. Super. Foarte bună. Dar pasta din interior... Interesant, un fel de nugat. 8,5 din 10. Următoarea bară, deja nu e de la Cadbury, de la Nestlé, Yorkie. Eu am gustat de la ei originalul, pur și simplu, biscuit clasic, apoi este cu stafidi umplut, dar acesta e cu proteine. E cu ovăz, măr și scorțișoară, încă o dată așa arată. Dar după descrierea, apropo, am citit cum zahăr, protein, izolat de proteină, dizier de proteină. Măr, scorțișoară, cereale, cluster, ovăz, clar, asta e granula. Măr, ok, sună trubat. Pentru ciocolată, nu mai mâncat ceva de genul. Are granul în interior, asta în loc de biscuiți, pentru că ce era cu biscuiți și cu stafidi. Încă așa e scris Yorkie. Și ciocolată de lapte, sigur. Aha, știu că e granul ăla, văd ovătul. Da. Granul în interior. De măr ceva simt scorțișoară, un pic aduce. Nu e rea. Am jumate din 10. Tot cu Nestlé, KitKat. KitKat în genul mi s-a părut straniu că era. Cu zmeură și alune. E acesta. La descriere interesant, tot e izolată. Umplutură de zmeură, piure de zmeură. Concentrat de suc, de lămâi, de zmeură, protein din zer, unt de cacao. După calitate e turbat, știi că eu când văd unt de cacao, dar nu ulei de palmier sau ce dracu, când e grăsime de asta, ulei de cocos sau de cacao, asta e calitate superioară. Chiar îmi place asta, respect. Încă de obicei standard KitKat e scris. Miroasă ciocolată de-a lor de la Nestlé. Wow, e napolitană, ador napolitană. Leu. Cu dulceață de zmeură și bună, 9 din 10. Wow. Avem aici vreo 3 rânduri care de ciocolată și napolitană, tot acoperit în ciocolată, dar în interior cum curge, cum e dulceață de zmeură cu alune, wow. Wow! Turbat!
9 din 10. Următoarea bară, tot, dacă nu mă greșesc, trebuie să fie o napolitană ceva. Gluten free, asta nu mă interesează. Miel, brânză și asta, nu știu ce se numește. Ciocolată de lapte, bar, acoperit în ciocolată de lapte, umplutura ID a lunii. Ok, dar n-am înțeles dacă e napolitană sau nu. Probabil că am să aflu acuș. Asta chiar era gluten free, nu știu ce, asta nu mă interesează, că e tare, tare, chiar nu mi-o pasat. Nu, asta era scopul. Aha. Arată destul de frumos. Așa arată. Napolitană. Wow. Frumos arată. În putură frumoasă de la unul, nu neagră așa. Deschis la culoare. E și gustul diferit. 9 din 10. E bună. Kinder Bueno tot este ceva de genul care neagră și albă la fel ciocolată, neagră ciocolată și lapte și în interior. Ori aluni, ori albă, tot așa e tot 9 din 10 fără vorbă. Și asta tot e gustoasă. Trecem înapoi la Cadbury, două ciocolate ultimele. Am Wispa Gold. Wispa Classic e pur și simplu cu bule de aia. Da, asta e ciocolată de lapte cu caramel, un strat de caramel. Asta deja pare mai impresionant, plus de asta n-am mâncat. E clasică, am mâncat, ea mie nu-mi place. În genere am mâncat diferite ciocolate de astea de gen cu bule, ele mie nu-mi plac. Dar un strat de caramelă e altă vorbă. Da, tot e cu bule, dar că mai ajut caramelă aici. În șoară, nu-i da. Da. Chiar 9 din 10. Și ultima bară, Cadbury, Star Bar. E tot cu caramelă și alune. Asta ar trebui să fie finalul, grand finale, cum s-ar spune. Hop. Un pic s-a rupt în două, dar nu-i problemă. O, la fel e cu ca un fel de pastă de arahide. Caramel jur împrejur, apoi ciocolată. Moale. Nouă din 10, acasă e bună. Asta a fost tot pe acest clip, m-am surat de toate, caloriile totale. Asta acestea. În descriere aveți Instagram, în timp real am postat tot ce am mâncat. Dacă vreți să știți ce, vedem în următorul clip. Pa!